Salutare dragi vreșani și bine v-am regăsit la un episod de Minecraft The Breach, dar înainte de a începe acest clip, aș aprecia foarte, foarte mult dacă ți-ai apăsat butonul de like, bineînțeles dacă mă susțineți și doriți să postez cât mai multe clipuri, ei bine fraților, revenim în forță cu un episod de The Breach aici pe iPixel, să zicem așa, hai să vedem cum o să mă descurc și văd că nu înțeleg de ce fac mult tactica asta, să zicem așa, dar uite că, na, uite de ce vreau să zic chestia asta. Are încă foarte, foarte, nu știu, multe restricții. De exemplu, nu poți să pui blocuri după anumită, nu știu, înălțime sau chestii de genul. Și e o super, super nasol chestia asta. Uite și pe asta, nu știu ce face. Dar știu că am luat punctul ăla, vă spun sincer. Nu știu, eu pe cât o să pot o să încerc să mă descurc acum în limita posibilităților, bineînțeles. Am mai încercat să joc încă un meci, dar a fost super, super complicat. Pentru că am dat de un copil MVP. Copil probabil Minecraft. Și asta nu știu ce face, dar stă AFK, am înțeles. Nu știu, s-a probabil că a dat rage, habar n-am ce face tipul, dar e problema lui. Și uneori mă și teleportează înapoi, e un lag foarte, foarte mare pe server și nu înțeleg de ce, să zicem așa. Nici să nu mă mai chinui atunci. Ia, AFK. E AFK, da, așa da, probabil rage, așteaptă să câștigă, am înțeles. Dau cu copiii de pe iPixel, nu prea ai cum. Și nu uitați să apăsați și butonul de like, fraților, dacă doriți să continuăm această serie de The Breach. Nu știu, o să mă duc frumos să... nu știu, aș putea să fac și heal-uri pe el, dar mie să nu se activeze, așa că mai bine o să mă iau punctul și am și câștigat, gâlăm și karma. Nu știu ce a încercat tipul ăsta, a văzut că probabil sunt prea bun față de el și săracul a stat AFK, dar asta e, fraților, revenim în forță și cu episoadele, pentru că știți prea bine, n-am mai postat, să zicem așa, din cauza, uite-te, deci anume a stat și iar m-a băgat cu el. O, amice, salut! Fiți atenți ce fac cu el acum. N-am mai postat din anumite motive și pentru că nu se trimiteau notificările din câte am văzut. Ultimele două clipuri pe care le-ați văzut postate pe canal au fost filmate vineri. Deci ca să vă dați și voi cu seama ce învechite erau, să zicem așa. Și ăsta o să ia punctul, din păcate. Da, o să ia punctul. Da. Nu știu, m-am blocat, nu știu ce e cu mine dimineața, nu știu, eu când filmez v-am spus de duminică dimineața și nu știu, mă descurc foarte, foarte greu, nu pot să pun blocuri sub mine. Așa cum mă descurcam înainte. Na, și acum el o să profite, normal. Eu mă chinui să mă duc și el... Uite, iar am pus bloc clutch. Am înțeles, uite cum iau bătaie, cum să se iei bătaie în 2018. Te chinui să pui bloc clutch-uri și ăla ia punctul. Culege roadele, dacă știți cum zic. Dacă am învățat mult tactica asta, să zicem așa. Dacă acum să... Deci uitați-vă și voi, frate, deci cum să nu iei punctul dacă... normal dacă te teleportează înapoi, pentru că e un lag de mori aici pe serverul ăsta, mă jur, fratele meu. E lag de mori. Și nu știu ce restricții au, nu știu, cu blocurile, abar n-am. Am înțeles, hai că aici profit de bug. Adică de profit de greșeala lui, să zicem așa, că am și revenit, dacă e. Nu știu, uneori mai dau și rage pe minigame-ul ăsta, pentru că e și normal până la urmă. Nu am un anume subiect pe care vreau să discut în acest episod, fraților, decât vreau să vă mulțumesc pentru toată susținerea acordată la live-urile de ieri. Deci uitați-vă și voi. Hai să vedem că aici trebuie să pun blocul rapid sub mine, că... O săracă, s-o crezi tu, amice, că dai tu cu arcul. Și, din păcate, cred că mi se strică, mouse-ul se va strica în curând, pentru că deja se observă, cel puțin văd și eu. Are unele faze mai puțin ciudate, mai puțin frumoase, mai bine spus. Hai cu cine mă joc, fratele meu. Mamă, dar acum, ați văzut cum s-a întors instant să-mi o dea? Lol, ok, asta a fost ciudată, sincer. Dar e problema lui, să zicem așa. Aia că deja mi-am intrat și eu în pâine. Nu știu ce vrea să facă tipul ăsta la faza asta, dar e problema lui și am și câștigat. Să scriem GG. Da, asta e, fraților, se mai întâmplă. 4 minute de când filmăm, super, super tare. Sper să vă placă și vouă acest episod. Și că no. Hai să scriem EZ. Și că nu, m-a făcut nu. Aolea, doamne, nu spune că iar mă bag. Bă, băiatule, dar numai cu el mă bagă. Du-te de aici, că nu mai dau mare hub, dă-o cu serverul iPixel, cel mai bazat server din lume. Nu mai pot, dar eu vreau să mă bage cu altul. Nu mai vreau cu ăsta, că iar mă bag cu ăsta, îmi dau mare kill la viață. Așa, mai ziceam și eu asta, pe mapa nu apare, jucăm. Am jucat odată, l-am jucat a doua oară, da, a treia oară, să fim serioși acum, frate, vreau să joc și eu. Hai să zicem hello. Eu te înțeleg acum că, na, mai o greșeală, mai una alta, dar nici chiar așa. Dacă... ia el punctul. Tu-ți copilul și blocul și viața.
Nu mai pot. Mamă, deci uite, pe când mi-am intrat așa în pâine. Aici o să profit eu de... Deci uitați-vă, nu uitați-vă și voi, joacă-te copii Minecraft. Ce tactici are ăsta? Ok, o să, bine, o să, bine, nu o să fie neapărat greșeală pentru el, dar o să fie mai complicat pentru mine, că trebuie să sparg acolo. Că bănuiesc chiar răpune acolo. Aha, s-o crezi tu, amice. S-o crezi tu, amice. Nu uitați-vă, bă, deci nu mai pot cu ratații ăștia, ce, el blochează intrarea. Nu, stai numai, stai copile, că ți arăt eu ție. Să vezi cum îi. De copil. Nu, no, joacă-te cu ratați. Nu mai pot. Deci nu mai pot. Artificial nu mai pot. Dacă iar ia punctul, dau un mare hit la viață, nu mai pot. Deci nu mai pot, efectiv, mă jur. Atât de stres meciul ăsta, deci nu mai pot, efectiv. Hai să vedem ce facem în continuare, că nu mai pot, dau rage. Aha. Iar ia punctul el. E greu să tot ajung aici. Nu știu cum să fac. Eu, într-un fel, e bine că am blocat acolo. Că na, o să mă ajute foarte, foarte mult. Aha. Aici iar mă face, probabil. Ok, ia să vedem. Ah, se întoarce după mine, prostul. Am înțeles, aolo. Deci asta vreau să unii niște tactici foarte, foarte idiote, vă spun sincer, și nu înțeleg de ce. Hai să vedem, iară punem blocuri, fă copilul și din câte știu... Na, uite-te la el. Bun, de tot o să ai de suferit. Na, uite că eu... Mamă, ce... Lol, cum... Dă, ăsta. What the fuck, ce-a făcut la faza asta? Ok. Pua. Ce-a făcut? A picat? A, aici... Na, am înțeles. Nu mai pot să pun blocuri sub mine. Ok. Hai că aici s-ar putea să... Ok, hai că am trecut. Nu, no, dacă mă inimerește. Și am câștigat. G, g. Aha, mi-a scris și Gigi. Asta mi-a scris Gigi. Bravo lui, frate, uite. Măcar de oameni deștept. A fost meciul strâns. Avea și el șanse să câștige, dar într-un final am bătut. Meciuri complicate, sincer, pe drăbici. Bine, episodul trecut a fost foarte, foarte zâ, pentru că oamenii, mare parte, nu prea jucau. Dacă el mă bag cu ăsta, dar... Ok. A, am înțeles. Hello. 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 Nu, nu, nu. Hello. Hello. Mamă, ești nebun. Ia, scrie ce nu trebuia. Azi ce face ăsta? Nu spune că aș face bază aici? Bă, deci nu pot să cred așa ceva. Deci o dau pe tryhardeala și... O, uite, este cu arcul. Da, el e pro PvP-er, știi? Jucător de clasă rară. S-a adus, știi tu. Păi... Ce? No, deci o joacă de pe iPixel, joc cu bug. Na, mamă. Trăiți ar familia de server, de KKT. Uite, deci uitați-vă, pun bloc sub mine. Așa, te-am făcut, amice. Am pus și un bloc lagi. No. Hai de viața mea, joacă-te pe mamă. Deci mă jur, dau de ce mai tryhard. De ce trebuie să mă bage cu ăștia tryhards, bă, băiatule, nu mai pot. Aha, e... Mamă, dar dacă mă pigea pe lângă și venea să mă bată, mare chi la viață ce-mi dădeam, vă spun sincer. Nu știu cum să vă spun, dar era complicat. Are unele bug-uri, frate, vă te teleportează înapoi, restricție, anticit-ul, cum ați spus și voi. Are anticit de KKT. Bine, anticit cu codații bun, asta gen mai refer, gen anticit-ul pentru codație bun, vă dau report, dar... Asta cu lagul, frate, provoacă foarte mult de lag, foarte, foarte mult lag. Și vă dați seama, fiind un server foarte mare, ai multe așteptări, ăsta s-a dus. Aha, na. Cum să dai comeback în 2018? 3 puncte. Hai că încet, încet. Deci, aparent, astăzi, fraților, de fiecare dată, la începutul fiecărui meci, mai bine spus, aveam probleme. Asta face, parcă vezi că face bază. Nu, uite, deci rămâne cu 0. A, și-a murit apoi, am înțeles. Deci, el îl omoară după, dar nu știu cum îl omoară. Am înțeles, l-am făcut din nou. Și e și MVP plus ăsta sau MVP plus plus, nu știu. Deci vă dați seama, e... dar trebuie să avem așteptări de la el. Bine, omul, I hate this game.
Nu e singura mice, am înțeles, l-am făcut și am câștigat și meciul. Gigi, da. Sorry, mă las să scriu. Mi-am cerut și scuze, că așa e frumos. Da, fraților, aparent am și câștigat, deci astăzi cred că am câștigat din continuu. Am avut, uite, MVP++, dă-o cu Twister-ul. Am avut, mai nou bate Twister-ul și MVP++, ești de bun. Dacă iar mă bag cu el, nu, dau mare hub. Pa, pa, amice, nu mai vreau, că sincer am jucat prea, nu știu, prea concentrat acolo și nu mai vreau, sincer. Am pus și, cât, un bloc la ce am pus, mi se pare, nu mai știu, sincer. Hai că mai jucăm un meci două, fraților, și după care o să punem și capăt acestui episod. Apoi jucăm cu VIP. Hai să chem hello. Să vedem ce zice tipul. Da, nu mă salut, aparent. E, VIP plus e ăsta. Păi hai să vedem, VIP-ul să fie mai bun decât MVP-ul. MVP++, VIP plus, mai bun decât MVP++. Nu spune că faci tu baza, amice, că mare kill la viață ce-mi dau. Am înțeles, na, uite, aolo, mai. Ok, asta a fost ciudată, vă spun sincer, asta a fost ciudată. La început, vă dați seama, jucam foarte, foarte prost, dar acum m-am încălzit și eu, vă dați seama. Deci asta ce face, fraților? Am înțeles, e. No. De ce face tip? Asta s-a întors și s-a să-mi dea. Gigi, cică Gigi. Am înțeles. Hai să vedem, hai la atac, amice, că... Bine, nici nu vreau să vin la atac, pentru că... Am înțeles, te-am făcut și la faza asta. S-a aruncat în voida numai ca să facă, ca să mă bată. E 2 la 0 pentru mine. Cred că a scris... Cred că a presimțit că o să-și ia bătaie tipul. Bine, nu zic nimica momentan, dar... Na, uite, vezi, am râs de ăla și... Na. Da, păi dacă stai tu cu arcul, amice, nu faci tu multe chestii. Vezi? Mă bați. Asta e și chestia. Mulți stau în loc să vină, frate, în atac, ei stau și campează. Uite, acum văd că vine în atac. Aulu, da, triți ar familia de blocuri. Amice, crezi că nu pot să pun bloc la acel sau cum? Că nu te înțeleg, sincer. Nu înțeleg de ce sparge asta. Na, uite, ce uitați-vă și voi. Ok. Na. N-ai ce să faci, fratele meu. N-ai ce să faci, n-ai ce să faci. Sper să nu ia punctul, că o să fie nasol. Dacă l-am luat eu. O, complicat, complicat. E complicat, că vă dați seama, intră și grade mari și ăștia au experiență destul de mare pe scaurs, pe minigame-urile astea mari. Vă dați seama că nu e așa ușor. Ați spus unii dintre voi că e ușor, poate, dar... Nu am înțeles. Ați spus unii dintre voi că poate e ușor, dar nu e deloc, fraților. Asta nu știu ce face, e VIP Plus și nu știe să joace, ești nebun la cap, cum să fie așa ceva? Deci, frate, eu vă spun sincer, n-am jucat în viața mea, că știu că din câte mi spunea și Vlăduț într-un episod, minigame-ul ăsta se mai găsea și pe alt server. Na, că am fost la... a fost prea aproape de bloc, de asta n-am putut să pun. Hai să marcul pregătit. Da, ia tu punctul, amice, că te las așa frumos, din semn de respect, din semn de respect. Da, știți care este? Pentru mine o să fie destul de complicat, pentru că o să fiu nevoit să pun... Să vedem puțin ce face tipul. Hai, trițar familia. Am înțeles. Mamă, cum dă ăsta? Că e VIP plus, GG, idiot. Mamă, o bate asta, ești nebun la cap. Da, e chestia că dacă nu era restricția de blocuri, era totul bine, da? Mă joc pe iPixel, fratele meu. Da? Am înțeles, hai că te-am făcut, amice. La faza asta te-am făcut. L-am făcut, GG. Da, fraților, cam ăsta a fost și episodul, cât am filmat 13 minute, super spărtare. Eu sper că v-a plăcut, nu are rost să mai jucăm, pentru că vedeți și voi, sunt prea bun pentru... Bine, glumesc acum. Pe cât pot vedeți și voi avansez și asta, mă ajută foarte, foarte mult, mai ales antrenamentul ăsta. Eu am fost Andrei și noi ne vom auzi data viitoare. Ceau, fraților, zi frumoasă în continuare și nu uitați că astăzi o să mai apară probabil încă două episoade sau poate unul și vedem. Ceau!